Salmul 32, pagina în Sfânta Scriptură 570. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul cu, căruia nu există viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau asele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa supra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită, și chiar de, de s-ar vărsa pe mare, pe el nu-l vor atinge deloc. Amen. Amen. Vă rugăm să ocupați locurile. Boldocul éve, aldas béke și hogy újra látlak. Este o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră și să vă urez un an bun, pentru că nu v-am murat un an bun anul acesta. Astăzi o să vorbesc despre vină. Sunt câteva sentimente care pot să te roadă prin interior. Există anxietate, există vină, există rușine, există sentimentul de inferioritate care pot să fie foarte nocive. De altfel, eu cred că nu există sentimente bune sau rele, ci depinde de doza care. Funcționează în sufletul tău. Depinde un, un sentiment cum este anxietatea, poate să fie extrem de bun că te mobilizează să faci anumite lucruri. Vina te poate întoarce înspre Dumnezeu. Dar dacă este în exces și este în formă continuată, poate să fie extrem de nocivă pentru tine, chiar să te îmbolnăvești psihic sau fizic din cauza aceasta. De-aia trebuie să le rezolv la timp toate lucrurile. L-am luat de exemplu pe David astăzi, un mare om al lui Dumnezeu, un tânăr simpatic, zice Cornilescu, cu părul bălai. Nu meg, unde ai văzut evreu cu părul bălai? Ăsta era roșcat, nu părul bălai, nu blond. Era roșcat, David. Nu se complexa din cauza asta. Și a trăit într-o familie cu mai mulți frați. El era cel mai mic. Părinții l-au tratat ca pe un copil făcut pentru alocație. Nu au fost trup și suflet alături de el. L-au trimis la oi. Ce șanse ai să fii la oi? Ce șanse ai să devii ceva? Nu a fost primit, a fost respins. Ai suferit respingere de-a lungul vieții tale. Doare teribil respingerea. Și poate e foarte dificil pentru tine să lași pe cineva să, te, să se apropie prea mult de tine. Pentru că așa multă durere interioară ai acumulat, încât e dificil să te mai încrezi în cineva până la urma urmei. Și el de mic a acumulat. Nismec, să trimiți băiatul ăsta la oi să se lupte cu ursul. Tu ai face asta, să-ți trimiți băiatul așa. Îi și el acum mai mijește mustața și tu îl trimiți în pericole mari. Pe cei mai mari dintre frați i-a trimis la Academia Militară să-și ia doctoratul în oastea lui Saul ăsta la oi. Ce să fac acolo? Mi-aduc aminte într-o zi că <coughs> eram în tramvai, nu am permis, n-am ma de șofer. Cu tramvaiul mă duc și urcă un dom, și la un moment dat <coughs> scuipă în tramvai. Ne-am uitat, ce costă aici? Dar un bătrânel mai îndrăznește zice, domne, ești cioban? Și zice la De unde știi, domnul? Așa mira De cum știi că ești cioban? După comportament Ce șanse avea omul ăsta la ouă? Nu avea nicio șansă Nicio șansă Deci familia este cea care ne structurează Ne formează principalele moduri de interacțiune cu oamenii mai târziu, felul în care vedem lumea, ne formează harta mentală, structura psihică se formează în familie prin legăturile tari care le faci cu tata și cu mama. Și tata și mama sunt foarte buni până la o anumită vreme, după care ei nu mai văd potențialul în tine. Știi cine vede potențialul în tine? Străinii sunt cei care văd potențialul. Noi avem blind spots, pete oarbe, nu vedem nici noi, nu vedem nici ceia din familie de la noi, nu văd că ăsta are un potențial. Vă aduceți aminte de Isus Hristos, avea potențial, Dumnezeesc. Și când a vrut să intre în lucrarea Domnului, ce a zis Maria? care era iubită între femei. E nebun, a înnebunit, nem normale aduceți-l înapoi de acolo. Familia nu vede potențialul. de trebuie să stai cordonul umbilical de mai multe ori. Odată moșa îl taie și pe urmă trebuie să-l tai tu prin plecarea de acasă. Și ai văzut că toți prinții din povești plecau de acasă ca să poată să ajungă rege. Altfel n-ai cup să ajungi rege. Dar mamele, nu toate ar vrea să plece băiatul lor sau fica lor de acasă. Ar vrea să-l țină acolo. Și uh, cine a văzut în David potențialul lui extraordinar? Știi cine a văzut potențialul? Profetul Samuel. La un moment dat, Domnul zice, fii atent că trebuie să ungi împărat pe care va din familia lui Isai. Este unul care e acolo și se duce omului Dumnezeu și apare primul. Oi, 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 nal bradu, frumos, arătos, dar zice Domnul l-a înlepădat. Vine următorul, nici ăsta, nici următorul, nici următorul, îi trece pe toți în revistă, niciunul. Și ăsta se panichează, profetul. Dar nu mai este niciunul. Mai avem unul, zice, îl ai la oi. Adică, nu are cum să fie ăsta, n-are cum, este imposibil. de a l-am trimis noi la oi. Nu vedea potențialul. Dar omului Dumnezeu când îl vede, zice, aduceți-l, îl vede, zice, negreșit, ăsta e unsul lui Dumnezeu. Transpare din privirea lui că e unsul lui Dumnezeu. Cine a mai văzut potențialul în el? Saul. Știți când trebuie să se lupte cu Golia, vă ăsta chiar poate. Ce au zis frații lui când s-a dus să lupte cu Golia? Zice, cunoaștem noi răutatea inimii. E foarte dureros să fii respins de, de propria familie, de părinți, de frați. E extrem de dureros. Respingere la maxim. Toate durerile astea se acumulează undeva în suflet. Nimic nu se pierde. Totul se înscrie undeva în suflet, în memoria ta afectivă se înscrie. Îți cunoaștem răutatea inimii, zice. Dar Saul, nu, 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 ăsta chiar poate să lupte. Și l-a îmbrăcat într-o armură, el a refuzat armura, știți? Și pe urmă, al treilea care a văzut potențialul în el, dar era prea târziu când l-a văzut, era Goliat. Era prea târziu, ăsta chiar are potențial. Da? Degeaba, că s-a dus pe apa sâmbetei. Deci străinii vor vedea potențialul în tine. De-aia nevoie să interacționezi cu străinii, să scoată cei frumos în sufletul tău, să scoată la suprafață legăturile slabe, legăturile cu străinii. Uitați-vă la curva Rahav, i-au pus și... Uh, uh, un adjectiv acolo Curva Rahav uh. și ei erau extrem de păcătoși în cetatea respectivă extrem de păcătoși că zice Domnul mai un pic și până la cer păcatele lor <coughs> trebuie să-i distrugem dar dintre toți păcătoși ăștia una era profesionistă strălucea mai tare decât toți păcătoșii din cetate și toți ce-au văzut în ea au văzut o femeie ușuratică în ea. Și doi uh, spioni care au fost trimiși în cetate au văzut altceva. Au văzut bunătatea ei. Atunci când au venit uh, uh, ostașii să cerceteze ce se întâmplă, a venit SRI-ul să vadă ce cu scurgerea asta de informații din cetate, ea repede. Și a asumat un risc enorm. Puteai să ți pierzi viața pentru asta. I-a băgat repede undeva ascuns și au venit securiști cu cismele acolo lângă ascunzătoarea lor, ăia săracii și-au ținut respirația să nu sufle pe cismă, să se aburească, să vadă dacă aici îi ascuns pionul. Și ea i-a îndrumat pe o altă direcție. Probabil că unul dintre cei care au fost adăpostiți de femeia asta a luat-o mai târziu în căsătorie, că o găsim pe linia genealogică a Domnului Isus. Ea s-a întâlnit cu un străin. Străinul n-a văzut curva în ea, a văzut bunătatea în ea. Și când Dumnezeu se uită la tine, nu vede nenorocitul, care au văzut alții în tine un nenorocit. Dumnezeu vede în tine ființa asta extraordinară care deja este glorificată. Aia vede Dumnezeu în tine. Important ar fi să reușesc eu să mă văd cu ochii lui Dumnezeu. Dacă m-aș vedea cu ochii lui Dumnezeu, n-aș mai suferi de complexe de inferioritate. Aoleu, ce cu mine? Aș avea pace în sufletul meu dacă m-aș vedea cu ochii lui. Dumnezeu, zice Scriptura, să ne dea posibilitatea să vedem cum ne vede el. Zice, te sfătui să cumperi de la mine leacuri ca să te dai pe la ochi și să vezi așa cum vede Dumnezeu, cum te vede Dumnezeu pe tine. Ei, deci părinții l-au respins pe omul acesta, frații l-au respins. În cele din urmă și Saul, care a văzut potențialul în el, l-a respins. Cum e aia să te ascunzi vreo șapte ani, să fii haiduc, să fii prin peșter șapte ani? Total neplăcut. Și lângă David s-au adaus oamenii care au fugit de la Saul. Ce fel de oameni erau ăia? nemulțumiți. Ăsta era batalionul disciplinar. În armată aveam o dorință puternică. Să n-ajung la batalionul disciplinar. E teribil la batalionul disciplinar. Și David era conducătorul batalionului disciplinar. Ăia te călesc la maxim, că sunt oameni imposibil nemulțumiți, certați cu ordinea și disciplina. Te-ai băgat între ei să vezi ce șlefuit ești de acolo. Dumnezeu îl pregătea ca să fie rege, îl ridica tot mai sus. Nu întâmplător te respinge cineva, nu întâmplător poate ajuns la batalionul disciplinar. Scopul este nu spre noi norocirea ta, ci ca Dumnezeu să te formeze, să scoată diamant curat din tine. Cum ai crezut tu că se formează diamantele? Așa pară mălăiață în gura fleață, oi-i Oi, oi, oi te bagă la pista cu obstacole Dumnezeu. Să vezi cum iese cei mai frumos din tine. Mi-aduc aminte că eram la o biserică, pastor, 20 și ceva de ani. Toți vreau să fug de poziția de pastor dacă n-am reușit. Și uh, am pornit cu câțiva oameni, am ajuns la 72 de oameni. Eu i-am primit pe toți care au venit de pe oriunde, nu conta, n-aveam experiență. Hai, și tu ești bun, și tu... Cum i-a primit Saul, David pe oamenii lui Saul. Și la un moment dat am obosit cu ei. o veneam noaptea acasă, nici cum nu mai reușeam să îi, împăc, îi împac. Pe la două noapte veneam, că aveam probleme interminabile. Odată soția zice, bă, nu se mai poate, mă, halul ăsta. eu ziceam, pentru Domnul lucrez, pentru Domnul, până la noaptea a doua, la două. Și într-o zi a venit, era închisă ușa. Și nu mai puteam să bag cheia în ușă și am stat toată noaptea acolo, nu fac gălăgie, până dimineața. Am primit o lecție, hei! Ești, ne neglijez pe noi, o să fie dezastru dacă ne neglijez. Și am zis, o, trebuie să predau biserica asta cuiva. Și am chemat pe unul mai în vârstă, era medic el de profesie. A venit o dată de două ori, de trei ori, a interacționat cu oamenii și zice, man, vreau să zic ceva, am vrut să vin, dar nu mai vin. Dar zic, dar de ce? Zice, bă, a văzut vreo trei psihopați aici la tine în biserică și prea mult trei psihopați la 70 de membri. Zice, nu vreau să-mi bag singur păduchii în cojoc. Nu vreau. David și-a băgat foarte mulți păduchii în cojoc și să vezi ce iese de acolo. Dar toate astea l-au format pe David. Și nu mai vorbesc de în câte războaie a fost el. Și în toate războaiele acestea, este mare minune dacă nu a venit de acolo fără PTSD. PTSD post-traumatic stress syndrome. Sindrom post-traumatic. Cei care au fost în război experimentează niște traume și e foarte greu să ai de-a face cu ei. Ei de obicei pot să se apuce de droguri, pot să se apuce de, ori, de dependențe, să fie dependenți de ceva. Și tu, din exterior, îl condamn și zici, ăsta e dependent, este un faliment moral. Este un psihiatru Gabor Mate în Canada. Gabor Mate, sună foarte canadian în numele. Gabor Mate. Spune el, nu asta este problema, nu asta este problema, că oamenii aceștia sunt un faliment moral, nu sunt un faliment moral, nu asta e problema principală. Nu e adevărat neapărat că au o voință slabă și nu pot trece peste dificultăți. Oamenii aceștia au o durere interioară pe care nu o pot administra, nu știu ce să facă cu ea. Asta e problema lor majoră și de aia se refugiază în tot felul de adicții. Deci când vezi pe unul care e addicted to something, dependent de ceva, s-ar putea să aibă o durere foarte mare în sufletul lui. O durere cu care nu știe ce să facă. Ei, dar în ciuda acestor condiții, David este un rezilient. Adică totdeauna, se ridică în picioare. Cum e posibil să, să te ridici non-stop după toate respingerile astea? Familia te respinge, Saul te respinge, ești la batalion disciplinar, după aia soția pentru care tu era să-ți dai viața în luptă cu Goliat, Mical, și aia îl respinge. Toată lumea respinge pe David. Ce-ar fi în sufletul tău oare dacă ai fi respins sistematic atâția ani la rând? Nu-i ușor de administrat toate lucrurile astea. Și în ciuda acestor lucruri, el găsește refugiu în Dumnezeu. Că trebuie să te agheți ceva. Dacă nu te agheți de droguri, Uh, unii se agață de muncă, că asta e mai acceptată în comunitățile pentecostale, baptiste, creștini după Evanghelie. Muncă, muncă, niulțură, muncă, niulțură, piheniș, adică ar trebui 8 ore muncă, 8 ore odihnă și așa. Dar oamenii ăștia muncesc de dimineața până seara. Ei sunt dependenți de muncă și pe ăștia îi băgăm în conducerea bisericii. Dar el are exact aceeași problemă care o are unul care îi dependent de alcool. El fuge de ceva, de durerea lui interioară, fuge în muncă excesivă. De undeva trebuie să mă refugiez, pentru că nu poți de unul singur să administrezi durerile astea interioare. Refugiul lui a fost în Dumnezeu. Citește psalmii să vezi. Dumnezeu este anestezia lui. În psalmul 27 spune el, mama mea și tatăl meu mă pot părăsi, dar Dumnezeu niciodată nu o să mă părăsească. acolo Dumnezeu. Dumnezeu, o relație autentică cu Dumnezeu, poate să fie liniștitoare. Poate să vindece inima ta. Poate să estompeze durerea interioară. Dar nu e un lucru ușor să te apropii de Dumnezeu. Cu cât vrei să te apropii mai tare de Dumnezeu, cu atât poate să fie mai dificil. Dacă vrei, este ca și urcarea pe un munte. Zice Scriptura: Cine va sta pe muntele tău cel sfânt? Vrei să stai pe munte? Pe munte e dificil să știi. Nu mulți să suie la munte, cei mai mulți sunt pe la bază, nu? Cu cât te urci mai sus, cu atât vei rămâne mai singur și cu atât este mai dificil. Dar vreau să zic că toate marile evenimente din Scriptură s-au întâmplat la munte, nu la câmpie. De exemplu, unde au fost date legile Domnului? Pe munte unde s-a transfigurat Hristos la față. Pe munte. Pe munte unde uh, uh, pe muntele măslinilor Moise a fost pe munte. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu au experimentat lucruri extraordinare la munte. Dacă să te sui acolo, este un preț de plătit, este destul de greu să te sui pe muntele Domnului. Cu cât vrei să Iarăși, reveni la psalm. Cine va sta pe muntele tău cel sfânt? Cel ce spune adevărul din inimă. Nu se găsește răutate în inima lui. Aceia vor sta pe muntele Domnului. Și urcându-te acolo pe muntele Domnului, vei întâlni cerberi care păzești calea spre Dumnezeu. Unul dintre cerberi, Cine este? Știți ce sunt cerberii? Cerberii păzeau intrarea în Hades. Când vrei să te apropii de, ca, de camera împăratului, de palatul împăratului, cu cât te apropii mai tare, cu atât va fi pază mai puternică. Nu-i nu ușor să te apropii de camera împăratului, de camera de zi a împăratului sau de dormitor. Unul dintre cerberii care păzește intrarea la Dumnezeu este Satan însăși. Zici, oh, wow, cum Satan să fie un cerber care păzește intrarea la Dumnezeu? Chiar Satan poate să fie un cerber. Vă aduceți aminte de Hristos, care era dorința inimii lui? Dumnezeu le-am venit pentru ce am venit? Să fac voia ta. Și pe măsură ce se apropia să facă voia lui Dumnezeu. Ultimul stadiu în a face voia lui Dumnezeu în Grădina Ghețiman. Cine a venit acolo, imediat lângă uh, Domnul Isus? Cerberul. Adică, Hristos a ajuns la un nivel de dezvoltare spirituală foarte mare. A urcat foarte sus pe muntele lui Dumnezeu. Și cu câte sui mai sus, obstacolele vor fi mai mari și oponența va fi mai mare. N-a venit un spirit oarecare, un demon de la cu patru clase. A venit la cel mai puternic dintre demoni, Satan, să-l ispitească prin Iuda Iscarioteanu. Și a dat Domnul Isus ce a făcut. <coughs> N-a scos draci, culmea, de data asta nu scoate draci, Ești afară, putea să-l scoată afară. Știi ce a făcut Domnul? l-a luat în brațe. O, oh, de asta, asta e tare. Să iei problema în, în, brațe, să iei dușmanul în brațe. David a fost unul care s-a urcat pe muntele sfânt al lui Dumnezeu și îl zice, tu ești, Doamne, singura mea fericire. Singura. Bă, Davide, dar stai un pic, că tu ai, nu știu câte soții, multe. Ai gros în gheșeft și tu spui că Domnul este singura ta fericire. Domnul era singura lui fericire și nu e o figură de stil aici ca să ne impresioneze pe noi. Chiar era fericirea lui Dumnezeu. Chiar era. Și vreau să te avertizez cu cât te sui mai sus, cu atât poți să cazi mai rău de acolo de sus. Cu cât te sui mai sus, căderea poate să fie mai adâncă și fatală, mai adâncă și fatală. Patru rabini vreau să se sfințească, să cunoască mistic pe Dumnezeu, să-l cunoască în profunzime și s-au dedicat totalmente să-l cunoască pe Domnul. Unul dintre ei a înnebunit, unul a murit, unul a ajuns ateist, agnostic și abia al patrulea a reușit să fie plin de prezența lui Dumnezeu și să-L cunoască într-un mod intim. Ca să îl cunoști intim, trebuie să urci sus. Și cu cât urci mai sus, va fi mai periculos. Va fi mai greu și mai periculos. Și acum David este în apogeu, este sus de tot. Și militar, este deja un cuceritor, este un împărat veritabil, un împărat format, este un închinător adevărat înaintea Domnului. Și într-o zi a zis, ia o pauză, hmm. take a nap, domn, azi astăzi, nu mă duc să duc războaiele Domnului, lasă că deja sunt uzat să meargă alții să lupte pentru Domnul. Eu mă odihnesc un pic. Și după ce s-a odihnit, Scriptura zice, vegheați, vegeați să fii atent. Ai văzut alpinistul. Greșele nu sunt permise la o mie și ceva de metri altitudine. N-ai voie să greșești la înălțimea, n-ai voie. Că McHolt, te-ai dus, te-ai dus dacă greșești acolo. Trebuie să fii cu ochii în patru, cu cât ești mai sus, Trebuie să deschizi ochii mai mari, să fii mai atent. Și David a lăsat-o mai moale, tura asta. Cu Dumnezeu nu există concediu, să știi. Primii 100 de ani e cei mai grei. După aia, e foarte simplu dacă ai trecut de cei 100 de ani. Și David aaa, se întinde el, onismac. Ia, uite, o femeie, ozoseip, ozoseip. Ai, ai, ai. Dar stai, bă, că tu ai nu știu câte femei acasă. Una în plus. Așa e firea umană, știi. Bărbații sunt foarte sensibili la privit, foarte sensibili. Și uh, unii dintre ei ajung voioriști, Adică trebuie să vadă și cad în pornografie, știu eu, o dependență, să se anestezieze acolo și nu mai poți să iasă de acolo. Bărbații, dacă dezvoltă o dependență pe latura asta a sexualității, va fi de pornografie, dependențe sexuale. Femeile nu neapărat. Femeile dezvoltă dependență de relații. Sunt de... Se agață de tine și te sufocă. Nu mai știi pe unde să respiri. Alte, dar sunt și bărbați, așa, dar mai mult femei. Și a, dependență de romantism, adică tot timpul trebuie să fie cu fluturi la stomac. Doar se plictisește dacă o trecut fluturile de la stomac, caută altul, altul care să-i bage fluturi la stomac. Poate fi păcătos, poate fi dezastruos. Și femeia asta. Ce femeie cu scaun la cap se duce să facă duș, taman pe acoperișul casei? Că la evrei nu este așa cu turnuri și turnulețe, cum vedeți la Huedin. E plat, plat acoperișul. Și unde s-a gândit ea să facă un duș? Mă, trebuie să fiu văzută, știi? Trebuie să fiu văzută și admirată. Că pf, ăsta a plecat ca și te faci cel mare la oste, și la mai venit soțul. Trebuie să mă vadă cineva. E foarte provocatoare. Foarte provocatoare. David e foarte sensibil. Și văd, David poate să o ia pe direcția voiorismului, iar ea poate să o ia pe direcția exhibicionismului. Trăim într-o cultură foarte exhibicionistă. Femeile tot mai goale sunt. Și culmea nu reușește să-i mobilizeze păștea. Tot noi, de nevastă, tot cu toată, cu toată expunerea, nu, nu reușește să-i mobilizeze. David o vede, oh, și bărbații așa gândesc, punct ochi, punct lovit. Aduceți-o aici. Și uh, i-aduc femeia se întâmplă ce se întâmplă și după aia ne-am așteptat să te simți foarte bine. De el se simte mizerabil. Ultimul om se simte. Și se gândește, wow, trebuie să acopăr. Trebuie să acopăr. Ca așa e firea umană. Adam, când a păcătuit, ce s-a gândit primul lucru? Să mă duc la Domnul să mărturisesc. Primul lucru a zis niște fruze de zbochiv să ne acoperim, să ne ascundem după deget. Și David s-a gândit, o, pss, stai că punem planul A în funcțiune. Îl chemăm pe Urie în permisie acasă. Cine a făcut armata pe vremea lui Ceaușescu știe foarte bine ce însemna să vii în permisie. Avea abia așteptai să te lase în permisie. Și ăla era în război și pac. Veste bună, Urie, te duci în permisie. Hozo, hai! Și Urie vine la David. David îl primește. E foarte amabil cu el. U, uh, cât cineva e foarte amabil cu tine, treabă te de ce oare e așa amabil? Foarte amabil. Hai să mănânci de aici, de cum? Spunem cum e pe la război, care e viața ta, ce mai face? Aha, și ăsta dă raportul. Și seara îi zice, auzi, nevastă-ta nu te-a văzut de multă vreme. Ce-ar fi să faci o vizită acasă? Și la merge, dar are conștiință înaltă, zice. Adică oastea Domnului la luptă și eu să mă duc să mă culc acasă liniștit, nu se poate. Și-a înoptat acolo. David când a văzut, ezo o problemă, nu funcționează planul A. Credea el că îl trimite acasă și a nu știu să dubere până la nouă din zonă. Și rezolvă problema, gata, am acoperit. Ei, dar ăsta nu pleacă acasă, ci stă la poartă. Atunci, David zice, planul B, dați să bea. dă dăi, bor. Ăsta, nici în condițiile astea, nu pleacă acasă. Și atunci David recurge la planul C. Scrie o scrisoare lui Ioab, care era un șmecher, uns cu toate alifile. Puneți-l pe Urie Hetitul, în partea cea mai grea, să moară Urie Hetitul. Și dă scrisoarea în mână lui Urie Hetitul. El nu știa că își duce sentința de condamnare la moarte, Wow, asta chiar e vie. Să-i pui a sentința de condamnare la moarte și să-l trimiți. Și ăla să creadă că pentru Domnul face el toate astea. Și Ioab îl pune, conform planului, în poziția cea mai vulnerabilă și moare Urie Și acum trimite o scrisoare lui David. Ce s-a întâmplat? David era unul care știa strategii de luptă și nu permitea greșeli. Și e, când îi se dă raportul, cred că lui David i-a crescut tensiunea, Aoleo, că au murit mulți, că au atacat nebunește, s-au băgat sub zid, dar n-au învățat ei din experiențe anterioare, că nu te bași sub zidul cetății. Sunt pierderi mari dacă te bași. Cum s-au băgat? să Bă, fie enervat. Dar brusc primește un pâs pe scurt la capătul scrisore. A murit și robul tău, Urie Hetitul. Adică, Davide, mucles, fermoar la gură, că dacă comentezi, te am la mână, man. Ai făcut un compromis, te am la mână și dau la Bihorinoplo așa că vei face de data asta ce zic eu. Și David este pus la colț. Și după experiența asta ne-am aștepta să rezolve, că nu a băgat totul la demisol. Dar lucrurile băgate la demisol sub covor încep să pută mai devreme sau mai târziu. de a trebuie să rezolvate. Și Pavel zice să nu lasă să pună soarele peste mânia ta. Nu lăsa lucrurile așa, că devin periculoase. <coughs> și spune Scriptura că <coughs> David spune, atâta vreme cât am tăcut, degetul tău a păsat asupra mea zi și noapte. Asta înseamnă că durmea beton armat. Nu? Ce înseamnă că apasă degetul lui Dumnezeu asupra ta și ziua și noaptea? n avea somn. Încă nu era nicio farmacie să-și cumpere ceva anxiolitice. A zis, poate mă duc la psihoterapie să mă rezolvea. Să dom liniștit, să am și o viață liniștită, să am pace în suflet. Dar Dumnezeu îi trimite acasă psihoterapeutul pe Nathan. Folosește terapie narrativă, Nathan. Și vine cu o poveste și zice, vă, David, fii atent, mă. ce se întâmplă? La tine în împărăție era urul care avea o oiță, sărac. Depindea de oaia, o culca cu el în cameră, tot. Era viața lui. Și lângă el era unul bogat, care avea de tot, de toate. Și într-o zi a primit musafir. Ce-a făcut omul ăsta bogat? A luat o iță de la și a sacrificat-o. Când a auzit David, a explodat ca vezuviul. Când cineva explodează așa brusc, să știți că-s mari probleme la demisol. Mari de tot, mari de tot probleme. A explodat. Uuu! Și zice, ăla trebuie să dea de patru ori ce-a ce a făcut, ce-a furat. De patru ori să dea. Wow, fii atent că cuvinte, cu cuvintele tale te condam. Patru să dea pentru unul care a murit. Știți câți copii a murit lui David? Patru. Patru copii. Exact cum a zis el. Când acuz pe cineva, trei degete vin înspre tine înapoi. El se acuza pe el și zice omului Dumnezeu, tu ești ăla, tu ești ăla, Davide. Și David ce-a făcut când a auzit asta? S-a prăbușit, a căzut cu fața la pământ înaintea Domnului și a scris Psalmul 51. L-a pus pe internet să vadă toată lumea că el a agafat. Știi care este diferența dintre el și Saul? Saul ce păcate a făcut în comparație cu David? Cu David. Mărunte de tot, că a dus el jerfă un pic cu 10 minute mai repede decât trebuia. Asta, ce gafă e asta? Dar care e diferența dintre ei? Atunci când a fost confruntat de omului Dumnezeu, de profet, Saul știi ce a zis? Să nu știe nimeni. Acoperim. Iar David, când a fost mustrat, a recunoscut, a căzut în fața lui Dumnezeu și a zis, Doamne, sunt vinovat. Și s-a rezolvat problema lui de insomnii și de, dacă l-ar fi văzut un psihiatru, i-ar fi dat diagnosticul tulburare depresivă lui David. S-a rezolvat tulburarea lui depresivă prin mărturisirea vinei avem o problemă cu vina. Există trei tipuri de vină. Există vină reală. Care e vina reală? Atunci când încalc standardele lui Dumnezeu, când lupt împotriva vieții, este un păcat real, este vinovăție. Există vină falsă și există vină nevrotică. Dar hai să facem distinția dintre ele. Vina nevrotică. Ce vina nevrotică? Se poate că cineva a fost crescut într-o familie și era țapul ispășitor al familiei, vinovatul de serviciu. Din cauza ta se întâmplă toate astea, din cauza ta tu ești vinovat. Omul ăsta aproape că își cere scuze pentru că există. Eu scuză, mă iartă, mă oriunde se duce. El e tot timpul vinovat, se autoflagelează non-stop, că-i vina reală, că-i vină falsă și există vina falsă. Care e vina falsă? Lucru care n-a intenționat Dumnezeu cu privire la tine, dar tu ți-ai pus niște standarde foarte mari și tot te chinui cu standardele astea foarte mari. De exemplu, Eva vine șarpele la ea și zice, Eva, oare a zis Dumnezeu să nu mănânci din pomul ăsta? Știi ce a zis Eva? Dumnezeu a zis, nici să nu ne atingem de el. Ce a zis Dumnezeu să nu se atingă? mai adaugă ceva. Dacă spui standarde prea mari, e o problemă că te vei simți tot timpul vinovat, că nu realizezi standardele respective. Și atunci ce trebuie să faci? Să schimbi standardele, nu trebuie să te pocăiești. Ci trebuie să schimbi standardele. Iar dincolo la vina nevrotică trebuie să schimbi gândirea felul de a vedea lumea, că o vezi într-un mod deficitar. Și mi-aduc aminte că am făcut practică la neuropsihiatrie și am văzut foarte mulți evanghelici de la penticostali, baptiști, protestanți. Erau mai mulți decât ceilalți. Bine, ponderea evanghelicilor în Oradea e undeva la 10%, dar ăștia depresivii, și anxioșii era undeva la 20% aproape ponderea în spital. Și am zis, a, poate este un accident, <coughs> poate e un accident, nu știm noi bine. Dar am fost la o întâlnire cu psihiatrii. Știți ce mi-au zis psihiatrii? Că, domnule, și la noi, la Cluj, aceeași chestie se întâmplă. Îs mai mulți ăia evanghelicii. Și m-am întrebat, oare de ce, mai, De ce? Și una dintre explicații este că avem niște standarde foarte înalte pe care nu le putem îndeplini, nu putem să ajungem la ele. Nu punem așa mult accent pe harul lui Dumnezeu, ci mai degrabă punem pe legea lui Dumnezeu. Ca și diferența dintre Tolstoi și Dostoevski. Tolstoi era cu legea lui Dumnezeu și nu știm. Poate a înnebunit, a luat-o pe leagă pe arătură, a dispărut, nu mai știm nimic de el. Dar el îl iubea sincer pe Domnul. Iar celălalt, Dostoevski, punea accent pe harul lui Dumnezeu, pe mila lui Dumnezeu. Vreau să zic că în adevărata vinovăție, dacă chiar ai încălca standardele lui Dumnezeu, Dumnezeu te face să te simți vinovat dar totdeauna lasă speranță. Vina falsă și vina nevrotică nu-ți lasă niciodată speranță. Dar vina reală lasă speranță, lasă ieșirea, lasă posibilitatea de rezolvare. În felul acesta știi că e vina reală sau vina falsă. Și ca să mă apropii de încheiere, pentru mai mulți ani, am lucrat în echipa lui Iosif Țon. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit de el. E bătrân acum, are vreo 8-7 de ani. Și la un moment dat în viață a căzut de la credință. Pentru ani de zile a căzut de la credință. A luat-o pe arătură. Și a dat-o în bară. Că fără Dumnezeu poate că ți merge bine ceva vreme. Dar până la urmă o dai în bară. Și ce-ar folosi să ai toată lumea dacă îți pierzi sufletul până la urmă urme. Și ajuns la concluzia, trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Și a venit acolo la frați să le spună. Eu era pe vremea comuniștilor, eu vreau să mă împac cu Domnul. Și au zis să bă frate, tu ai o slujbă foarte bună. Dacă te împaci cu Domnul, pierzi slujba. Ce zici? Zice, nu mai contează nimic. Eu mi-am luat viața în propriile mâini și am făcut tot sender De data asta vreau să o dau lui Dumnezeu, să o rezolve el. Orice preț ar fi, mă întorc la Domnul. Ei au vorbit între ei și au venit și au dat vestea. Bă, țon, te primim. Ești acceptat, mă. Și s-au rugat împreună. Dar după rugăciune, el era tot cu fața căzută. Și zice, bă, ce-i cu tine? Zice unul din conducerea bisericii. Ce-i cu tine, mă, că ai fața așa căzută? Zice el, mai este o problemă. Nu mă pot ierta eu. Și atunci fratele la nervos s-a ridicat în picioare și a zis, bă, dar cine te crezi tu, mă? Dacă Dumnezeu a zis un decret, a dat un decret, Țon este iertat de Dumnezeu. Cine ești tu să te ridici deasupra lui Dumnezeu și să zici decret anulat, semnează tot. Tu ești nimic, bă. Tu atâta poți să faci lumea. Doamne, îți mulțumesc că Tu mă primești la Tine. Mulțumesc că Tu mă restaurezi. Mulțumesc că Tu îmi redai bucuria mântuirii. Că fără bucuria mântuirii, viața este foarte anevoioasă. Poți avea orice. Dar fără bucuria asta care ți-o dă Dumnezeu în inimă, nu valorează nimic viața. Domne, dă-ne bucuria ta în inimile noastre, bucuria acceptării tale. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, să fiți binecuvântați de Domnul. Vigează-o toc, mogotocro. Amen. Aveți grijă de sufletele voastre.